Dar românii pierd în cazul eliminării unui candidat la alegerile prezidențiale. Instanța a luat o decizie. Nu mă pronunț asupra ei. Mă pronunț însă cu hotărâre că poporului se anulează dreptul de a alege un candidat prin propria sa putere democratică, votul. Cu privire la cele întâmplate, ni se induce din nou ideea că noi nu avem puterea, noi nu avem dreptul de a lua singuri decizii. Acest lucru ne-a făcut în ultimii ani să ne pierdem încrederea, demnitatea și, mai grav, identitatea. Prin această decizie ni se dă de înțeles că putem sta acasă, că nici la vot nu este nevoie de noi. Cei puțini se descurcă și fără noi, cei mulți. Dar voi sunteți singurii care știți ce este cel mai bine și ce este corect cu adevărat. Sistemul face intimidare politică, bullying politic, dar speriați sunt cei puțini și lași. Nu voi, cei mulți și puternici. Fiți uniți, fiți curajoși, fiți mulți la vot!